Victor Crăciun ne amintește că Eminescu s-a născut în ceasul cel mai prielnic pentru românitate, purtând dincolo de genele familiei sale de sânge și pe cele ale întregii etnii, pe care și le-a asumat ca pe un datum, conștient de menirea de a păstra această zestre spirituală și de a o spori cei ce l-a înălțat la cota neatinsă de nicio altă personalitate românească. Păcădicianul Crăciun se referă și la traduceri. El spunea că în 1900, spune aici, că în 1989, la centenarul nemuririi sale, a făcut demonstrație că era tradus și comentat în 64 de limbi și culturi. Ei, iată că vine și precizarea pe care o datorăm domnul profesor Copilu Copilin. În 2010, biografia și creația sa răzbătuseră într-un timp record în 92 de limbi, idiomuri și culturi. Deci acum, așa cum ne spune domnul profesor Copilin, Eminescu este tradus în 150 de țări. 250 de limbi. Da. Deci 90 de limbi în volume, în volume, da? Mai mult. Deci 150 de limbi din 250 de țări. Da, deci 150 de limbi, asta este precizarea, 250 e ultima cifră da, stabilită de domnul profesor. El se mai referă aici și la doina ocultată în epoca bolșevismului și a totalitarismului comunist pentru a nu genera fricțiuni cu Uniunea Sovietică. Știți, poate știți dumneavoastră că noi aici, noi basarabenii am republicat doina prin 1987. Am dat-o în revista Nistru. Eu, făcând o copie, atunci când mi s-a permis cu mare greu să vizitez România, cu permisul, cu viza Ministerului de Interne a Federației Rusă, aici nu mi se permitea, deci am făcut o copie a doinei și am adus-o și am publicat-o, cu toate variantele, cu excepția uneia. A cam supărat colegii noștri evrei, dar zic, ce să fac? Asta e situația de atunci. Rabinul, știți că făcea gălăgie pe acolo, chiar insista să nu fie pus în circulație volumul 10, dacă nu mă înșel. Da. Da, și chiar proza, zice că acolo, nu știu cine, în făt frumos, din lacrimă, se mănâncă rărunchi de jidan, zice, nu e bine lucrul ăsta. Asta e o poveste, nu e nimic insultător acolo la adresă. E comestibil, da. Vorbește și de efigia lui, de scrisoarea a treia, de geniu pustiu, de genialitatea lui Eminescu și conchide că Eminescu este, și o spunem cu toată hotărârea, românul exemplar al spiritului național, a idâma unui Duh Sfânt în sfera omenescului, unic și inegalabil în întreaga gândire și simțire românității. Mulțumim domnului Vădimșean Victor Crăciun, îi dorim multă sănătate, el spera să vină, dar medicii au zis că se nu riște.